mulțumesc că sunteți aici. Pentru că nu sunt un istoric de film, nici critic, am să încerc să vă spun câte ceva despre acest film din postura unui regizor sau chiar a unui spectator, de fapt. Așadar, Visul unei nopți de iarnă de Jean Georgescu. Este important să mă opresc un pic asupra acestui nume, care este foarte necunoscut. Pentru publicul larg, este foarte greu de identificat un regizor pierdut așa în negura timpurilor, dați seama, anii 40. Încercați să numiți un regizor din epoca aia. Ei bine, Jean Georgescu este un nume, unul dintre foarte puținele, care e ținut minte. Cred că singurul reper din epoca respectivă care este pomenit pentru cunoscători, cel puțin la cursurile de istoria filmului românesc și așa mai departe. Nu pot decât să... Adică ce mi s-ar părea mie interesant ca regizor și ca spectator este să vă spun câteva impresii pe care am avut eu descoperind destinul lui Jean Georgescu. În special pentru că publicul este atât de tânăr, mi se pare ilustrativ pentru cât de sinuos poate să fie destinul unui meseriaș, cât de accidentat pentru a-și putea atinge scopul. Jean Georgescu, acum nu o să încep de la Alfa la Omega. Jean Georgescu s-a născut în 1904, este practic înrudit spiritual cu Tudor Mușatescu, care a născut tot cam așa, pe 1903 sau... Și a demarat în viață ca actor. Deci l-a terminat actorie prin anii 20, era un cunoscut actor de teatru. Și ce s-a întâmplat? Un fel de incident declanșator așa în viața lui. S-a întâmplat să facă un film. 1924, un film pe care a avut șansa să-l scrie și să-l regizeze el însuși. Era cam 20 de ani. Foarte, foarte tânăr. Și cum în ambianța Bucureștiului din anii 20, industria cinematografică, mult spus că exista, făcea, avea primii pași, deci avea primul film de ficțiune mai consemnat, așa, a fost în 1911. Deci vă dați seama, în 24... Era o artă încă foarte, foarte tânără, în ciuda faptului că cinematograful s-a născut în 1895, poate știți. Prin urmare, era un teren de experimentare. Era domnea arbitrarul și toate producțiile care au fost... Toate producțiile existente în anii respectivi au fost făcute pe genunchi. Erau întreprinderi independente. Nu exista o diviziune a muncii, nu era fiecare cu rolul lui. În general, regizorul era asistent de regie, actorul mai făcea și puțină cameră, era foarte... Și în destinul lui, deși foarte îndrăgostit de meseria de actor, s-a lăsat contaminat de această idee de regie de film. Și prin anii 29, deci după câteva tentative de a juca în filme, plus cea de a regiza acest film Milionar pentru o zi din 24, pleacă în Franța pentru că realmente România nu-i putea oferi spațiu de a se profesionaliza, de a dobândi un pic de experiență. Și iată un detur foarte lung, 10 ani, în care are, chiar cum spune, a plecat cu 100 de lei în buzunar, s-a luat la trântă cu viața și vreme de 10 ani s-a școlit cu toate ghilimelele de rigoare la Paris, unde a avut șansa să facă vreo 5 filme și se pare cu destul de mare succes, pentru că unul dintre ele, scris Sacol, a jucat în acest film, a jucat și Fernandel și această producție a fost și un fel de rampă de lansare pentru Fernandel, adică ea a putut demara cariera în cinematografie. Ei, încet, încet ne apropiem de acest film, Visul unei nopți de iarnă. Ce se întâmplă este că ne apropiem de al doilea război mondial și la sfârșitul anilor 30, de frică, deja realmente de frică, se întoarce în țară.
cu niște izbăzi la activ, oarece optimism, în țara lui, ca să facă film. Și are concomitent șansa, între timp trecuseră 10 ani și oamenii politici, și prin anii 34-35, descoperiseră, nu ai noștri români în mod special, dar era un imbol provenit din Rusia, descoperiseră veleitățile de film de propagandă, veleitățile de propagandă ale artei cinematografice. Și atunci statul român a inventat, în fine, ceea ce azi numim Centrul Național al Cinematografiei, pentru aia se numea Oficiul Național al Cinematografiei, în măsură să financeze, să sponsorizeze niște producții autohtone, nepropagandistice, în principiu. Și pe acest fond are șansa de a face un film care sigur vă este cunoscut, O noapte furtunoasă. O noapte furtunoasă cu Radu Beligan, debutul lui Radu Beligan, care avea vreo 23-24 de ani când a început să lucreze la O noapte furtunoasă. Și rămâne acest mare succes și astăzi, cum vă spuneam, Jean Georgescu este pomenit în primul rând pentru acest film, pe care l-a făcut chiar la începutul războiului, între 40 și 43, cam așa. Imediat după acest film, intră în producție cu această producție, cu acest scenariu, adaptare după piesa lui Tudor Mușatescu, scrisă în 1937, și are parte numai de obstacole, belele, începe războiul, deja început, dar producția este întrerupă de bombardamentele din aprilie 1944. În sfârșit, cert este că producția pe care urmează să o urmăriți s-a chinuit foarte tare ca să se nască. 3 ani de zile, cu pierde de costume, cu schimbări de decoruri, în fine, foarte, foarte complicat. De ce m-a impresionat pe mine în mod special și vă invit să nu pierdeți aceste detalii, este aerul de epocă al anilor 40. Acest aer pe care nu-l veți regăsi în O noapte furtunoasă dintr-un motiv foarte logic. O noapte furtunoasă că trece în 1877. Ei bine, Visul unei nopți de iarnă vă poate reda cu destul de multă acuratețe atmosfera Bucureștiului anilor 30-40. Deci suntem în plină perioadă interbelică. Și vă sugerez, vă invit să fiți atenți în special la, bineînțeles, la detaliile de recuzită. Filmul, vă previne pe acum, nu este ireproșabil din punct de vedere tehnic. Au trecut 70 de ani și, cum spuneam, condițiile în care a fost filmat au fost destul de grele, dar vă poate promite câteva surprize foarte inedite cu privire la felul în care se articulau relațiile dintre bărbați și femei în vremea respectivă. Asta în primul și în primul rând. Și pe urmă, bineînțeles, o limbă românească, cred că am și zis chestia asta, că n-am anunțat, absolut cuceritoare, împânzită cu franțuzisme, cu vorbe de duh, cu aforisme. Pentru mine a fost o reală surpriză să constat că nu contemplu un film vechi. Nu am de-a face cu un discurs prăfuit, limbă de lemn, lucruri de felul acesta. Și, nu în ultimul rând, și promit că termin acum, distribuția, încă o șansă de a revedea pe maestrul Beligan, deci al doilea lui film, 27 de ani de acum, și de asemenea niște nume care nu știu cât de cunoscute vă sunt, George Demetru, care este Chiriac din O noapte furtunoasă, și Maria Filoti, poate ați auzit pe teatru din Brăila, Maria Filoti și Mișu Fotino, tatăl lui Mihai Fotino, în rolul părinților, personajului principal, am spune, Maria Panait, jucată de Ana Colda. Și cu asta închei, ce să mai zic, o vizionare plăcută și să profitați de toate amănuntele pe care vi le oferă acest film.